Bine ați revenit la continuarea poveștii fraților Eren și pentru că suntem la început de an vă spunem la mulți ani și un an nou fericit. La școală, Cam vorbește cu Melissa și Doruk este invidios, se apropie de ei și îi vorbește fratelui său pe un ton sarcastic. La începutul orei, profesoara îi întreabă pe copii care este modelul lor în viață. Omer răspunde foarte mândru, fratele meu, îmi doresc mereu să fiu foarte puternic și să perseverez ca fratele meu. Cuvintele tânărului emoționează pe toată lumea. La vila Ataman, Shendiul calcă haine și Nebahatu atenționează că hainele ei sunt foarte sensibile la fierul de călcat și îi spui cum a mai concediat personal pentru că i-a arsă hainele. După ce... Shendiul o asigură că nu este un motiv de îngrijorare, pentru că știe ce are de făcut, însă într-un moment de neatenție arde o cămașă. Omer și prietenul lui joacă basket în curtea școlii și când vede că Kadir ridică gunoaie, se duce să-l ajute. Când ajung la coșul de gunoi, văd doi oameni mergând spre ei cu bâte în mâini. Kadir își întreabă fratele dacă îi cunoaște și Omer îi explică că sunt tipii pe care i-a denunțat la poliție, pentru că furau de la cen. Un coleg vede scena înfiorătoare și fuge să le spună celorlalți colegi că niște tipi sunt pe cale să-l bată pe Omer. Așa că Oljan, Durokei, Berk și Kaan nu mai stau pe gânduri și fug imediat acolo. Tolga merge în spatele lor și împreună se duc la acbătăuș și îi bat pe toți și agresorii fug de acolo. Tinerii sunt foarte impresionați de gestul lui Tolga. Nu se așteptau săriște să ia bătaie pentru a-i ajuta pe Omer și Kadir. Asie și Aibik ies afară cu ceilalți să vadă ce se întâmplă și se bucură foarte mult când văd că toți au scăpat cu bine. La cafeneaua școlii, Aibik spune cât de uimitori sunt băieții uniți, unii cu alții. În timp ce Kadir îi mulțumește lui Tolga pentru ajutor, directorul școlii se apropie de ei și întreabă ce se întâmplă și de ce s-au bătut. Omer îi spune directorului că a fost vina lui și după ce îi explică că bătăușii erau tipi care au furat și pentru că au venit să-l bată, colegii săi au mers să-l ajute. Directorul este înțelegător și le spune că de acum înainte, ori de câte ori se întâmplă acest lucru, trebuie anunțată poliția de la pază. Mazlum este șocat de cele întâmplate și este supărat că prietenul său nu l-a informat. Tolga pleacă și Cemile se duce la el și îi dă o batistă și un bandaj și îi spune, vino și curăță-ți rana, ca să nu se infecteze, iar apoi pleacă. Tolga este impresionat de gestul fetei și spune în sinea sa că nimeni nu i-a făcut vreodată o favoare. Să revenim la Shendiul, care este devastată că a ars cu fierul de călcat cămașa lui Nebahat și se duce imediat la magazin să cumpere o cămașă identică. Vânzătoarea îi spune că a avut noroc, că mărimea cămășii este aceeași cu cea pe care o are în magazin. Shendiul vrea să o cumpere și când întreabă cât costă, vânzătoarea îi spune că are o reducere de 50% și costă 6500 de lire. De supărare, se duce neputincioasă la colegiul Ataman. Directorul școlii merge la Orhan și îi spune că acel plic conține 7000 de lire strânse de la copii pentru a repara curtea școlii. Văzându-le pe Oljan, Shendiul îl întreabă unde este tatăl său. Și când ajunge în fața lui Orhan îi spune cu frică ce s-a întâmplat la vilă, bărbatul se gândește să ia un împrumut. Spre seară, Kaan merge acasă la Suzan pentru a-și face temele cu Harika și femeia își amintește că l-a văzut pe tânăr în casa lui Akif și are o idee genială. După ce Kaan pleacă, pune paharul într-o pungă de plastic și îi spune fiicei sale că are nevoie de o probă de la Akif. Harika, care este fericită, îi zâmbește lui Suzan și apoi merge la vila Ataman și după o mică discuție cu Akif, care și-a lăsat paharul lângă ea, fata îi spune lui Kaan să meargă să-i aducă apă, iar între timp, ea pune repede paharul în geantă și apoi pleacă. Omer merge în aceeași parcare, unde livrează mâncare și bariș, tipul cu tobele, îi spune că vrea să vadă dacă a exersat sau nu. Omer îi spune că ori de câte ori are ocazia, exersează cu orice are la îndemână. Bariș îi spune că oricând după școală sau serviciu, dacă are timp, să vină să exerseze la el. Omer este de acord și când începe să cânte la tobe, abilitățile tânărului îl șochează pe profesor și îi spune că este foarte bine.
Olcean, Aibic și Asie stau cu Shenghiul și îi spun că nu știu cu ce să se îmbrace la balul școlii pentru că nu au banii necesari să cumpure articole vestimentare. Aibic îi spune că vrea să fie o femeie vampir și o întreabă dacă poate să-i coase o pelerină neagră. Olcean se duce la Harika să caute haine și când îl vede pe alee, fata află că i-a luat un bilet și de fericire îi mulțumește. Când Harika ajunge acasă, Susanu întreabă ce se întâmplă și zâmbind fiica ei îi arată paharul pe care l-a luat din casa lui Akif. Susan se bucură și se pregătește să meargă să facă testul ADN. Omer se întoarce acasă și când îl vede pe Olcean tot un zâmbet, află că a fost la Harika și că va merge cu ea la bal. A doua zi, Shenghiul se bucură când îl vede pe soțul ei la bancă. Dar cei de la bancă îi spun că nu le poate da împrumutul și trebuie să mai aștepte câteva zile. Shenghiul începe să se îngrijoreze că Nebahat o va concedia. Orhan îi spune că are banii de la școală, dar sunt în sertarul biroului său. Shenghiul îl convinge să folosească banii până obțin împrumutul de la bancă și merge la acel magazin și cumpără cămașa, apoi se duce la vilă. Între timp, directorul merge la Orhan și îi spune că reparația curții se termină în 2 ore, așa că la momentul respectiv îi trebuie banii ca să poată plăti muncitorii. După ce managerul pleacă, Aibic merge la tatăl său și Orhan îi spune despre bani și că nu știe cum să-l privească în față pe director să-i explice situația. Berk este în curtea școlii și când iubita sa merge la el, îi spune că are o problemă de familie și tânărul îi spune că familia ei o consideră și familia lui. Aibic îi spune povestea și Orhan foarte supărat își sună soția și o anunță. După ce Orhan închide apelul telefonic, se duce în biroul directorului pentru a-i spune totul și atunci Berk intră brusc cu un plic cu banii în mână și spune: "Domnule Orhan, v-am strigat mult, dar nu m-ați auzit." Și tânărul îl scoate din situația grea, spunând că i-a căzut plicul. Orhan confirmă cuvintele tânărului și după ce iese din biroul directorului, foarte rușinat și mâhnit, îi mulțumește lui Berk, care a fugit la banca de lângă școală și a scos banii necesari. Aibic de fericire îi spune iubitului ei că acum este oficial eroul casei lor. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete.